ședința extraordinară, ședinței de astăzi, comisiile urbanism și comisiile cultură. S-a făcut prezența, se pot ține aceste ședințe. La punct. Pe ordinea de zi sunt două puncte. Păi aici este economicul. Nu, toate, cultură, sunt toate comisiile. Deci sunt toate comisiile, nu mai fost. Nu, înțeles. Acum am înțeles, da. Că sunt la opțiune. Da. Deci proiectul, ordinea de zi, două puncte. Punctul 1. Deci toată lumea a primit ordinea de zi și știe despre ce este vorba. Punctul 1. Proiect de hotărâre privind... privind atestarea modificării inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al municipiului Moureni cu referire la bunul imobil obor animale situat la adresa municipiul Moureni, strada Capitan Ioan Panta, fără număr, tarul 117, județul Dâmbovița. Din ce am citit eu și domnul primar cu siguranță ne va lămuri, este vorba de terenul de acolo care a fost, din 2016, concesionat către Lidl. Ședința trecută, parcă aceștia au renunțat la contract, a intrat din nou în Oate Moureni și acum se fac documentare pentru intrarea în posesie. Dumneavoastră, dacă vreți, și vă rog frumos. De nu, numai, noi proprietari am fost și atunci și acum, numai că el a avut statutul de obor de animale, lucru care nu mai este valabil astăzi și vrem să-i schimbăm acest statut. Nu mai se numească obor de animale, iar în etapa următoare vrem să-l trecem din domeniul public, era public, în privat, pentru a rezolva două probleme. Pe de o parte, investiția care vine acolo, punte piedonală peste râul Cricov, pe partea de racordare înspre piață, e nevoie de niște încărcături și niște apărări de, în momentul când se termină puntea. Și lucrările se vor desfășura și pe această parcelă și ca lucrurile să fie ok, vom trece acest număr cadastral în documentele pe care noi le eliberăm autorizații de construcție și tot ce se întâmplă acolo. Pe de altă parte, intenționăm să depunem un proiect european pentru ca albia râului Cricov pe toată lungimea de la obor și până la podul de la abator să facem, să-l pregătim cu gabioane și apoi să amenajăm pe malul Cricovului o alee de promenadă, o pistă pentru biciclete, pentru role, pentru ce mai poate fi, eu știu, trotinete electrice și așa mai departe. Astea sunt motivele pentru care, pe de o parte, îl modificăm, nu să mai fie obor de animale, municipiile nu mai au ce să funcționeze cu oboare de animale, cu iclazuri, cu lucruri de genul ăsta. Pe de altă parte, îl trecem din public în privat ca noi să putem să facem ceea ce ne trebuie în perioada următoare. Astea sunt, practic, cele două puncte. Urgența este, pentru că, probabil că ați văzut, constructorul este de bună credință, deja și-a adus organizarea de șantier și lucrează la armătura pilonilor care vor fi încastrați în pământ pentru noua punte pietonală și noi trebuie să ne mișcăm în acord cu cum se mișcă constructorul. Astea sunt cele. Dacă dumneavoastră doriți să luați cuvântul. Da. Înseamnă că lucrurile sunt foarte clare. Vă propun să trecem la vot pe comisii. Începem cu comisia juridică. Domnul Bejan. Pentru. Domnul Dinu Valeriu. Domnul Bolbotină. Pentru. Domnul Șoltan. Pentru. Domnul Răbai Eugen, a văzut că s-a asociat. A ieșit. Domnul Răbaie. Mai încercă, mai târziu. Deci, 4 pentru. O absență. Vot favorabil. Comisia de Învățământ, Cultură, Sănătate, domnul Rabagiu, nu este. Domnul Răpaie, înainte. Domnul Roșu, nu este. Domnul Nică Marius. Pentru. Domnul Breazu. Aici nu avem vorum. Da,
nu e problemă. Pe Răbaie cine l-a apelat? Este Comisia de Cultură Învățământ. Nu, dar cine l-a apelat? Ai vrea că... Intrase la un moment. Noi încercăm totuși un... Să încerc. 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 Să poate până în să mergem mai departe. Deci, Comisia Economică, domnul Băicoianu. Nu este. Nu este, da. Domnul Breazu. Pentru. Domnul Constantin Alexandru. De acord. Domnul Dinu Ioan. Pentru. Domnul Stan Vasile. Pentru. Deci, 4 voturi pentru. Și absență. Vot toate. Proiectat. Și urbanismul. Comisia de Urbanism, domnul Tomuță nu este. Este. Nu este online. Pentru. Deci, pentru. Da, am reținut. Mulțumim, am da? Auzit. Domnul Pișan. Pentru. Domnul Matei Horia a intrat. Da, de acord. De acord. Da, de acord. Domnul Nică Marius. Pentru. Da, domnul Răbaie. Da, pentru și eu. Sunteți de acord, da? Bine. Am reținut. Nică Marius pentru. Și Cârstea pentru. Deci a intrat și domnul Răbaie. În două comisii. În două comisii. La, urban, la urbanism. Cultură. De la urbanism a trecut, să terminăm cu urbanismul. La Comisia Economică nu-i vorba. Și domnul Răbaie la Comisia de Învățământ. În situația asta... Și prim. Se modifică amândoi, da, de favor. Și avem vorum mai. Avem vorum și la toate comisiile avizul a fost favorabil. Pentru primul punct. Pentru punctul numărul 1. Acum trecem la... Lipsesc decât 2, nu? Deci domnul Hărăbagiu, care nu este în țară, este limpede, nu va veni. Da. Și nu știu de domnul... Roșu. Voiam și Roșu. Voi, da. Nu este în țară. Și Roșu? Roșu? A intrat, n-a răspuns? Nu. Roșu nu mi-a răspuns. Roșu este în țară, era la liceu. Poate să sune cineva? Și domnul Gogioiu era în față. Da. Trecem la punctul numărul 2, de pe ordinea de zi. Proiect de hotărâre privind aprobarea trecerii din domeniul public în domeniul privat aluate municipiul Moreni, județul Dâmbovița, a bunului imobil teren fost topor animale, vorba de același obiectiv, situat la adresa municipiului Moreni, strada Capitan Ion Pantea, tabla 117, în vederea implementării proiectului îmbunătățirea calității vieții populației în municipiul Moreni, județul Dâmbovița, derulat prin programul operațional regional 2014-2020 pentru obiectivul de investiție amenajare pasarelă peste părâul Cricovul Dulce în zona pieței Piață Moreni. Așa, domnul primar. Despre... Am explicat cuvântul meu. Am explicat. Deci, ambele proiecte au în vedere aceeași parcelă, aceeași tarla, cea care a fost sub contract cu Lidl și în prima fază i-am schimbat denumirea din obor. În faza a doua îl trecem din domeniul public în privat. Tocmai pentru ceea ce v-am explicat. Dumneavoastră, dacă aveți întrebări, comentarii, nu. Dacă nu, vom relua procedura de trecere la vot pe comisie. La comisia juridică, domnul Bejan. Pentru. Domnul Dinu Valeriu. Pentru. Domnul Bolbotina. Pentru. Domnul Șoldan. Pentru. Domnul Răbaie mi-a spus că e pentru. Deci nu, l-am pierdut, nu? Da. Deci l-am trecut ca vot pentru. Păi mai luăm la plen o dată. Da. Comisia de învățământ, domnul Hărăbagiu, spuneți că nu-l prindem. Este... Domnul Răbaie, am discutat despre el. Domnul Roșu. Ba da. De acord. Deci și la primul punct, da? Da, da. Bine, domnul Roșu, am marcat. Domnul Roșu, domnul Nică Marius, domnul Preazu Gheorghe. Deci toată lumea, mai puțin Hărăbagiu, de acord. La Comisia Economică, domnul Băicoianu nu-l avem. Domnul Breazu. Domnul Constantin Alexandru. Domnul Dinu Ioan. Domnul Stan Vasile.
4 pentru, 1 absent. Votul a trecut. Și Comisia de Urbanism, domnul Tomuță, da, am marcat, domnul Oprișan, pentru, domnul Matei Horia, mai sunteți? Da? Mică Marius, pentru, și subsemnatul pentru. Acestea fiind zise, ședința pe comisii a luat sfârșit, așteptăm ora 16 să intrăm în comisia în plen. Bună ziua, domnilor colegi! Deschidem ședința extraordinară de îndată din data de 5 mai 2012. Cu, având pe ordinea de zi două proiecte. Înainte de a trece în derularea ordinei de zi, vreau să vă anunț pe toată lumea, în baza hotărârii Consiliului Local numărul 75 din 19 aprilie, cu votul dumneavoastră majoritar, am fost ales președintele Consiliului Local în lunile mai, iunie și iulie. Mulțumesc și celor care m-au votat și care nu m-au votat. Asta înseamnă că funcționează democrația și în Consiliul Local Moreni. Facem o prezență astfel încât domnul Băicoianu este absent, domnul Bejan Răzvan, prezent, domnul Golbotina, prezent, domnul Breazu, Cârstea, prezent, domnul Constantin, prezent, domnul Dinu Ion, prezent, domnul Dinu Valeriu, prezent, domnul Harabagiu este absent, plecat, Matei Horia, domnul Matei Horia, este prezent, domnul Nică Marius, prezent, domnul Oprișan, prezent, domnul Răbaie, a fost în, poate până la sfârșit, mai sunam puțin. Domnul Roșu este în online, da? Domnul Roșu m-a auzit, da? Da? Domnul Stan prezent aici, domnul Șoldan prezent aici, domnul Tomuță online, m-a auzit, da? Ședința este statutară, se pot desfășura lucrări. Trecem la punctul numărul 1 din cele două. Aprobați ordinea de zi. Da. Că de asta da. Da, vom trece la votarea proiectului ordinii de zi de astăzi cu cele două puncte date de către executiv. Cine este pentru? Avem unanimitate în sală la cei online. Și online domnul Roșu și domnul Tomuță. Și domnul Matei. Deci mai puțin 2 absenți și cu 3 absenți. Și cu Răbaie. Deci 3 absenți cu Răbaie. Da. Da. Deci 14 voturi pentru ordinea de zi a fost aprobat. Da. Punctul 1. Proiect de hotărâre privind atestarea modificării inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al municipiului Moreni cu referire la bunul imobil, obor animale, situat la adresa municipiul Moreni, strada Capitan Ion Pantea, tarlau 117, județul Dâmbovița. Am văzut acolo că înainte de 2016 a fost ceva cu învățarea copiilor cu circulația, nu? Nu greșesc. Am încercat la un moment dat din Crucea Roșie să facem un proiect, să facem un poligon pentru elevi, pentru a învăța regulile de circulație. Nu fost o serie întreagă de inițiative, dar nu toate sfârșesc în finalitate. Da, da. Bun, dacă avem discuții și dacă cineva mai are de adăugat. Dacă nu, vă rog să trecem la vot. Comisiile toate au dat vot favorabil. Vă rog, cine este pentru proiectul numărul 1? La cei prezenți în sală avem, cred, unanimitate dumneavoastră. Unanimitate. Și domnul Roșu, de acord. Domnul Tomuță. Domnul Tomuță. A votat, l-am văzut cu mâna sus. Nu mă aude. Și domnul Tomuță, de acord. Deci, 14 voturi pentru și 3 absenți. Proiectul a trecut. Proiectul de hotărâre numărul 2, privind aprobarea trecerii din domeniul public în domeniul privat aluat în municipiul Moreni Dâmbovița, a bunului imobil, teren, fost obor animale, situat la adresa Moreni, strada Capitan Ion Pantea, fără număr, tarlă 117, în vederea implementării proiectului îmbunătățirea calității vieții populației municipiului Moreni, județul Dâmbovița,
derulat prin programul operațional regional 2014-2020 pentru obiectivul de investiție amenajare pasarela peste râul Cricovul Dulce în zona pieței Morei. Dacă sunt discuții, dacă aveți ceva de adăugat. Dacă nu, online, cine este pentru sau abținere? De acord. Deci două online în sală, cine este pentru? A intrat și domnul. Trei online în sală. În sală avem unanimitate. Domnul Mreazu? Da, deci? 14. Mulțumim. Da, domnul, am văzut domnul Tomuță. Mulțumim frumos. Am votat și la primul proiect. Cu votul a fost, s-au votat 14 pentru, deci proiectul a trecut. Mulțumim frumos.